cele mai ciudate și amuzante legi din legi. Legi. Yeah. Uite, de exemplu, în Myanmar este ilegal să accesezi internetul. Păi? Păi este ilegal. Cum ai zis? Uite. Păi așa e la ei. Ba, dar mai e unde? Mai sunt niște țări comunite. E nasol. Mai sunt cu mai mult, că asta am venit cu o listă. Unde? Ia mai zi pe unde? Păi mie mi se pare nedrept, total. Da, dar eu mă gândeam să facem ceva acolo. Ce să facem? Să facem o contrabandă. Hai să facem o revoltă, ceva, vrei? O contrabandă, să dăm niște cartele prepay, niște... Gata. Acum am găsit ceva de ciupicărit imediat. Fac să facem contrabandă, să facem niște bănuți aici, să mai cumpără o mașină. Nu mașină, că cumpără soțul mașină, știi ce zic? O casă. O casă. Un castel, ca... Nu, auzi, să iei cartele prepay, să le dai oameni. Dar poate nu vor oameni internet. Internet pe sumână? Da, să dăm pe sumână, ca și alte chestii. Internet pe sumână. Eu nu mai încerc de-astea pe sumână, că nimeresc țevi. Eu sunt mai pe, acum mai pe clasic, fiecare cu treaba lui. Da, eu vreau să fac treaba asta. Dacă îmi zici cât e biletul de avion până în Myanmar, zic dacă rentează. Măi, România, așa. S-ar putea, depinde de perioada acum, dacă mă întreb pe mine, uite... Eu am fost în Thailanda și am dat 800. Ai dat cam mult. Mult? A dat mult, da. A dat mult. Ai dat mai puțin? Mă, Florin, dar serios, chiar că ești de periat? Ei, așa. Hai că mai am niște știri. Uite, în Minneapolis, bărbații care miros a ceapă și usturoi nu au voie să aibă intimități cu propriile soții. Da, asta e bună. Asta e bună, eu aș spune cu asta. Votez pentru. Votez pentru, nu? Da. Bine, știu, îți dai seama în România dacă ar fi chestia asta, ar scădea rata natalității grav? Da, da, brusc, da. Brusc. Eu mănânc ceapă și usturoi grav. Păi la... Aha, deci și pentru femei ar trebui să fie ar asta. Ar trebui, dar... Care e un lact ăsta rapid să nu se mai asigură usturoi și au ceapă? Nu există. Ba da, să nu este smărar sau să bei lapte? Nu, nu? Lapte. Pătrunjel. Sau castraveții au... Toată lumea știe altceva. Da, deci, dar eu am încercat pe mâini cu lămâie și castravete și nu trecea. Mirosul de ceapă, deci... Da, trebuie să scrie atunci când faci prenupțial. Să nu se mănânce ceapă, să nu se mănânce usturoi, înaintea săvârșirii activităților de gen erotic. Așa. Parcă asta e cu program sau ce vrei să zici, că nu înțeleg. Trebuie să te gândești dinainte. E premeditată treaba. Ia mai spune. În Nevada, legea interzice ca un bărbat cu mustață să sărute o femeie. Da, nu, asta e prostie. Păi, cum să fie prostie? Păi, tu ce să zic? Că te duci acolo... Adică ești tu de bărbat. Asta e prostie. Un bărbat cu mustață, gândește-te, din ce în ce mai mare trendul la noi. Și cu mustață și cu barbă. Și barbă și mustață. Păi și nu vă place așa când vă gândiți puțin la buziță? Eu cred că e legea dată de femei, nu? De unde e junghiul ăla, Diana? Pe unde? Zic cum e, că... De pe aici, așa. Pe aici, așa, nu? La omoplat, nu? Poate faci masaj dacă vrei. E la omoplat aici? Așa, da, da, da. Ești încordată? Da. Da. Ești încordat? Ia să mă tund, eu nu-mi văd de treaba mea. Ramona, zi-mi dacă te-ai tuns vreodată singură. Mereu mă tund singură. Nu cred. Da, și eu, nu vezi? Tu ai un pic felul ăsta despicat. Nu sunt deloc despicate, chiar deloc. Da, chiar deloc. Hai că o întreb și pe Ruxandra dacă se tunde singură. Poate mi-aranjează și puțin barba, 50 de lei dau și ei. Azi sunt darni.